Vă mulțumesc în primul rând că ați răspuns favorabil invitației mele. Vreau să facem o întâlnire azi doar pe subiectul salubritate. Am vorbit cu operatorul, din păcate a trebuit să plece din localitate, dar voi încerca să mediez eu această discuție și problemele care sunt să le transmit mai departe. E, în primul rând, o discuție legată de acest tarif nou care urmează a fi aplicat la nivelul municipiului Roman și pe ăsta aș vrea să-l clarificăm foarte clar. Și din capul locului aș vrea să facem doar o discuție strict pe salubritate astăzi. Eventual, dacă mai sunt și alte probleme, putem să mai facem o adunare cu toții legată de apa SER și eventual ulterior și încă o întâlnire legată de activitățile curente ale primăriei și investițiile care se fac în asociațiile de proprietari. Ca să nu diluăm mesajele de la una la alta. Și iarăși vreau să clarificăm astăzi un lucru. Vreau să fie o întâlnire pur administrativă și fără nicio implicare politică, indiferent de simpatiile politice ale fiecăruia dintre noi. În primul rând, vreau să vă aduc la cunoștință și iarăși să clarificăm acest nou tarif care s-a stabilit pentru deșeurile de pe raza municipiului Roman și să înțelegem cu toții din ce este compus el. La nivelul municipiului Roman, tariful pentru colectarea deșeurilor este de 43 de lei per metru cub, care este un tarif vechi. Vine din anul 2014, a fost ultima ajustare de tarif. La acest tarif se adaugă, datorită faptului că nu mai avem voie să mai depozităm în depozitul temporar de la Roman și trebuie să depozităm la Girov toate deșeurile, se adaugă un cost de 13,5 lei per metru cub plus TVA. O să vă dau la fiecare dintre dumneavoastră în parte câte o hârtie în care să vedeți exact ceea ce incide cel mai mult asupra prețului la deșeuri. Și o a treia componentă a acestui tarif este tariful stabilit prin hotărârea de Consiliul Județean numărul 46, pe care de asemenea vă voi da pentru analiză. Și este un preț de 129,75 lei per tonă plus TVA. Acest tarif de 129 de lei conține și acea taxă de 80 de lei de la Fondul de Mediu și de la Guvernul României. Din păcate, nu s-a reușit încă scoaterea la licitație a lotului 2 pentru colectarea deșeurilor de pe raza municipiului Roman și comunele limitrofe cu stația de transfer temporar de la Cordun. Din discuțiile avute cu reprezentanții Consiliului Județean, se pare că se lucrează în această perioadă la caietul de sarcini și ulterior se va organiza această licitație. Într-o primă instanță știți că a fost organizată această licitație, dar ulterior a fost anulată de către instanță și se pregătește din nou o procedură. Practic, din momentul în care se face această licitație, care va avea loc la nivelul Consiliului Județean, municipiul Roman sau primăria municipiului Roman nu va mai avea practic nicio competență în ceea ce privește tariful de salubritate. Dar până atunci trebuie luate niște decizii la nivelul primăriei municipiului Roman. Cum? Nu mai aveam voie să mai depozităm în stația, în depozitul temporar de la Roma, decizia a fost aceea de a transfera toate deșeurile către Girov. Este o discuție mai veche, încă din anul 2013, Consiliul Județean a făcut adrese către Primăria Municipiului Roman pentru a începe să depozităm la Girov aceste deșeuri. Noi, la vremea respectivă, am venit cu soluția acestui depozit temporar până când Consiliul Județean urma să scoată la licitație lotul acesta 2 de pe zona Roma cu stația de transfer de la Cordun și să depoziteze totul cu un tarif unic la Girov.
Din păcate, din anul 2013 și până acum, nu s-a realizat această licitație sau, așa cum vă spuneam mai devreme, a fost contestată și a fost anulată în instanță. Drept pentru care soluția cu depozitul temporar de la Roman nu mai poate continua, pentru că este la capacitate maximă și există și interdicții din partea Gărzii de Mediu pentru a mai depozita în acest depozit. Noi l-am închis, l-am blocat și nu mai permitem în acest moment nici un deșeu pe groapa de la Roman, urmând ca pe cheltuiala, vom vedea cui, să începem neutralizarea acestei grobi. Însă, foarte important mi s-a părut să vă aduc la cunoștință, v-am spus, dincolo de simpatie politice, eu nu vreau să acuz nici Consiliul Județean, nu vreau să acuz nici Guvernul României, este un angajament asumat încă din anul 2005. Această taxă tot a fost prorogată, de la începutul acestui an, taxa aceasta de 80 de lei nu s-a mai dorit a fi prorogată. Am avut o discuție la nivelul Asociației Municipiilor din România cu Ministrul Mediului, de atunci domnul Daniel Constantin, între timp dumnealui nu mai este, prin care am solicitat ca această taxă să fie ca o taxă penalizatoare, doar pentru cei care nu realizează într-un prim an un minim de 20% de colectare selectivă. Din păcate, Ministerul Mediului nu a acceptat această variantă și a impus această taxă de 80 de lei pe întreaga cantitate de deșeuri colectate. Drept pentru care, în momentul de față, ne mai existăm soluții pentru depozitare la Roma. Iar existând această hotărâre a Consiliului Județean, care Consiliul Județean este operator în momentul de față pe stația, pe depozitul conform de la Girov și are și el o serie de cheltuieli. Și atunci, așa cum veți vedea în hotărârea de Consiliul Județean pe care vă voi da, în spate are o fișă de fundamentare pentru a vedea exact în ce constau acele cheltuieli pe care le are și unde este inclusă și această de taxă de mediu, de 80 de lei. Din păcate, această taxă de 80 de lei, la anul se va face de 120 de lei. Iar peste 2 ani, de 180 de lei. Ideea care e? Deci, este în hotărârea de guvern. Deci, atenție, eu nu vreau să arunc că nu e a PSD-ului sau a PNL-ului sau a tehnocraților sau... Nu. Din păcate, o altă problemă care apare și este o gândire și un punct de vedere al administrației finanțelor publice și asta a mai fost un punct pe care noi l-am cerut mediului. Și am zis să apară ca o taxă separată pe factură și nu un tarif ca să comporte și TVA-ul. Din păcate, nu. Au zis că odată ce face parte din tarif, la acest tarif se adaugă și TVA-ul. Deci, practic, aproape încă 20% vin și de pe această taxă de mediu. Taxa de mediu unde se virează? Se virează direct de către Consiliul Județean, care o încasează de la noi, o virează direct la Ministerul Mediului. O altă solicitare pe care am făcut-o noi la Ministerul Mediului, am zis în felul următor, zic, ok, voi încasați banii ăștia, dar dați banii ăia înapoi în comunitățile de unde încasați. Nu știu, sub forma unor, hai să îmbunătățim sistemele de colectare. Practic, ce se dorește aici, din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții Ministerului Mediului, se dorește ca fiecare dintre noi să colectăm selectiv, iar la depozitul de la Girov, care este cel care colectează această taxă, să ajungă o cantitate cât mai mică de deșeuri. E un principiu corect, zic eu, și în regulă. Și cu toții, să știți că peste tot, gunoiul costă, deșeurile costă peste tot în lume. Numai că noi avem mare ghinion că la Roman, pe zona Roman, încă nu s-a scos la licitație această zonă pentru a putea avea această stație de transfer unde se face practic o selectare a deșeurilor. Ba mai mult, tot acolo la Cordur, dacă mergeți să vedeți, o să vedeți foarte multe pubele de diferite culori. Noi, în momentul de față, chiar dacă vrem să colectăm selectiv, nu avem posibilitatea pentru că trebuie să le punem la un loc în aceleași
containere. Mai sunt undeva pe alocuri în câteva asociații, sunt zone unde sunt și din celelalte de colectare selectivă. Însă, am întâlnit situații la unele dintre ele, sunt puse mai în spate și accesul e mai greu de ajuns, sunt acele platforme gospodărești construite și nu au fost bine dimensionate și nu putem interveni la ele până nu se finalizează acel proiect. Sau în alte zone nu există deloc. Și atunci cu toții noi acasă punem la grămadă loc și aruncăm. Peturi, pungi, plastic, hârtie, deșeuri menajere și așa mai departe. Încetul cu încetul acolo va trebui, dar trebuie să găsim și o formulă prin care în momentul în care predăm rosarului să știm cât am predat ca și deșeuri menajere care ajung la Girov și cât am predat produse reciclabile din care până la urmă cineva încasează și bani. Avantajul celor care locuiesc la case, să spunem, este că au posibilitatea ca în prima sâmbătă din lună să cheme rosalul și să colecteze selectiv, cheamă rosalul și în funcție de materialele pe care le predau le face scădere la factură. Pentru toți ceilalți însă care locuiesc în condominii, este mult mai greu de cuantificat cine a depus, cât a depus și așa mai departe. Eu am vrut să lăsăm deoparte, v-am spus, partea politică și din punct de vedere administrativ, noi trebuie să gestionăm această situație să fie foarte clară pentru toată lumea. Dacă dumneavoastră aveți întrebări legate de acest aspect, dacă nu am să, sau ulterior, între timp ce mai importăm discuții, am să rog colegele mele din primărie să vă înmâneze la fiecare asociație câte un exemplar din hotărârea de Consiliul Județean cu fișa de fundamentare din spate, să știți fiecare dumneavoastră exact ce reprezintă și plus le-am mai rugat să facă iarăși o hârtiuță în care vă spune foarte clar din ce este compus în momentul de față tariful la deșeuri. Pentru că, deși eu vorbesc încă din luna ianuarie despre posibilitatea de creștere a acestor tarife, cred eu că nu toată lumea a înțeles încă foarte bine despre ce este vorba și este, până la urmă, o cheltuială cu un impact semnificativ asupra tuturor locuitorilor municipiului Roman și de aceea cred eu că dumneavoastră sunteți interfața cu cetățenii municipiului Roman și veți fi primii luați la întrebări de ce apare acest tarif. Și de aceea am zis că este bine ca dumneavoastră să știți din ce este compus acest tarif. Dacă sunt... Da. În mod normal, intră cu data de 1 aprilie. Da, ați primit-o pe ce lună? Aprilie. Da, probabil urmează să vină o recalculare. Da, spuneți, domnul Mă. Aici e întrebarea. Explicați cât este tariful normal. Nu te poți Până la 10, deci tariful se calculează 0,1 metri cub pe persoană. Altceva aș vrea să mă mai întreb. S-a secat părculiezul pentru noapte de copii de Facem o altă discuție. De-aia nu vreau să diluăm subiectul. Eventual, dacă e, ori rămâneți puțin după și îmi spuneți despre ce este vorba, ori îmi faceți o hârtiuță și vedem despre ce. Da? Dar să rămânem doar pe salubritate azi. Da? Mulțumesc. Dar vreau să știu dacă 80 de lei, cum ați spus, este pe plan național sau pe Roman. Pentru că am sunat la ea deja și a zis că Roman 7 lei metru cub de cu noi. Deci nu e adevărat, vă contrazic, am chiar de la Iași hârtia cu prețul la fiecare persoană. E un tarif național. Deci nu are legătură numai Romanul sau numai Neamțul. E un tarif național care este impus de guvern. Ăla, peste ăla nu se poate trece. La Piatra Neamț licitat de Consiliul Județean. E o firmă de la Cluj, dar a licitat. Păi trebuie scos la licitație, aia vă spuneam. Piatra Neamț a fost scos la licitație. Păi, dar nu mă întrebați, spune că nu e la noi.
Dar noi nici nu limităm. Păi aia întreb și eu, aia vreau și eu. Care creieți obligația? Nu, dar n-are treabă domnul Corduneanu. Domnul primar, avem nu. Nu ai secundă, înțeleg. Dacă putea reprezentați oamenilor noi. Așa este. Acum vă întreb de așa. De ce n-am fost convocați și noi înainte de a lua hotărârea asta? Corect. Deci, domnul primar, consultați acum? Dar eu nu vă consult, atenție! Da, noi, stați un pic! Vă aduc la cunoștință hotărârea de Consiliul Județean. Întrebați Consiliul Județean de ce nu v-a consultat când a luat această decizie. Domnul primar, eu vă spun dumneavoastră clar că dumneavoastră la unii dumneavoastră că nu trebuia să aprobați prețul ăsta, este nejustificat, domnul primar. Păi dar nu mă întrebați, domnule, dar nu eu l-am aprobat de Consiliul Județean. E un tarif aprobat de Consiliul Județean, nu de Primăria Municipiului Roma. Sunt stabilite la nivel de județ. Apa e la fel la conduct. Nu, la costilețe nu-ți mai saturi de bani și de avere, domnule. Mi-au adus într-o hofără. Dumneavoastră să fiți în locul nostru și să luați una care vine și să încasați bani de la unii ăștia 30 de persoane și atunci să spuneți mie cum v-ați descurcat. Sunteți interfața cu oamenii, sunteți primii noastre la întrebări. Și de-aia am vrut să vă clarific lucrurile astea. Eu nu e o decizie care a fost luată de Primăria Municipiului Roma. Noi am fost puși în fața patului plin. Guvernul când a luat această hotărâre nu ne-a întrebat pe noi, Consiliul Județean când a luat această hotărâre nu ne-a întrebat pe noi, primar, noi trebuie să ducem cu noi la Giro. Eu vă spun dumneavoastră că m-a costat pici. Oamenii acum vin aici de dumneavoastră. Și dumneavoastră, cum ați copit acum, deci vă fac de rău cu oamenii. O să vă taxeze la alegeri. Eu n-am nimic, dar asta este vocea oamenilor care vin din noi. Eu vă cer numai să reveniți asupra prețul ăsta, că nu... Păi dar nu cereți mie, cereți Consiliul Județean, eu aia pe nimic, domnul primar. Dar Consiliul Județean trebuie să revină. Da, a fost un privat. Ea Consiliului local. Păi dar la mea arată. Acolo sunt Consiliul local. Local și-a aprobat, dar trebuie să fac, nu e dar cu locul. Făcut cu Consiliul Județean. Domnul primar, știți este, trebuia să vin odată cu ailanti care le-am pus noi la scări. Să comunicarea asta provoca discuțiile este. Nu s-o știu nimic și astea vine după ce s-au început discuțiile. Trebuia pus amândouă odată și vedea lumea de ce-i vorba acolo. Deci Consiliul Local Roman în 30 martie ce a aprobat? A aprobat tarifele aprobate de Consiliul Județean. A, deci... Domnul primar, hotărârea Consiliului Local din 30 martie are expunere de motive? Are expunere de motive. Vă rog frumos, dacă nu vă supărați, să faceți o copie și să primim și noi expunere de motive a Consiliului Local Roman. Sunt de acord. Expunerea de motive, vă rog. Acum, cât mai stăm de vorbă, pregătim, scoateți în tot atâta exemplare câte sunt. Expunerea de motive, da? Ca reprezentant al asociației 38, este o asociație foarte mare și este chiar aici pe centru. 38. Avem un spațiu mic de depozitare deșeurilor și avem informații că se vrea să construi un mini-hotel chiar aici. Noi ce o să facem cu gunoiul? Da. Sau dacă este ilegal să se construiască un mini-hotel aici în centrul orașului, chiar dacă e spațiu... Are doare cu legături cu locul de depozitare a deșeurilor, de aia să vă răspund. Acolo, într-adevăr, este o intenție din construirea unui hotel, a unui zonei de cazare. E o proprietate privată, de locuri acolo, e vorba aici, în spate, la Tosca. La Tosca.
E o proprietate privată, există într-adevăr depus la primărie o solicitare, este pe site-ul primăriei, depus o intenție de construire a acestei unități de cazare. Momentan nu s-a depus, nu s-au depus alte documentații. Trebuie să urmeze regulile cu planul urbanistic care urmează să fie supus dezbaterii publice. Când va fi supus dezbaterii publice, cu siguranță veți fi notificați și dumneavoastră pentru a le informa multe. Dar nu te întrebi ce idee altă supravaționată în alt domeniu, în alt domeniu? Nu, 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 e proprietate privată. Și vorba unde sunt locurile, joacă, spațiile verzi, acolo e proprietate privată. Și nu au nevoie și de acordul ulterior, vă spuneam că acum e depusă doar această intenție de construire, care nu are nevoie de moratoriu. Planul urbanistic zonal are și prevede această dezbatere publică cu toți vecinii din zonă. Domnul primar, să mai vădășim cu culești. Nimic nu se poate construi fără aprobarea primării. Și atunci, păi, toate atenție, dar se studiază de legalitate. Toate condiții ca să îi pun în asemenea loc. Noi respectăm legea, dar dacă omul respectă toate condițiile... Domnule, mă duc și am respectat legea și după ce o dăm alt bloc. Noi, din punctul nostru de vedere, nu vom face nimic altceva decât să aplicăm legea. Repet, probabil ce s-a văzut pe site-ul primăriei, unde noi avem obligația să comunicăm această intenție de construire, dar mai departe trebuie să urmeze planul urbanistic zonal și ulterior dezbaterea publică cu... În funcție de asta vedem și spațiile de depozitare la forma gospodărească, dacă trebuie mutată sau nu. În asociație cu peste 500 de apartamente. Am înțeles, știu, cu eu asociație mare, dar... Și 60 de soci. Am înțeles. Domnul primar, sunt asociația 29. Am și eu. Un pic de limite, ca să ne auzim între noi. Am un pic de limite, ca să ne auzim între noi. În primul rând, gunoiul care se depune pe asociație, că fiecare asociație are locul lui de depozitare. Cum calculează Rosalul că este numai al nostru asociație? Pentru că avem mai multe case, mai multe puncte care ni s-au aducat, avem restaurante, avem... Ăla e standardul, tocmai de aia, e standardul ăsta acceptat de 0,1 metri cub per persoană. E media. Da? Dar, de exemplu, ăsta, înțeles că e 100 kg de persoană. Da. Bun. Copilul ăla sau omul respectiv depune pe lună 100 de kilograme, dacă ești 5 în casă, am 8 persoane în casă, ăla depune 800 kilograme pe lună? A doua, omul ăla poate să plătească la 8 persoane ori 13 lei, poate plăti? Ne vom confrunta cu oameni care nu-și vor declara persoane care sunt în apartament? O să avem probleme. Noi cu ei să ne plângem, domnul primar? Noi cu cine plângem? Mergem, unii să mergem. Nu, nu-i vorba de asta. Noi trebuie să discutăm din punct de vedere administrativ cum gestionăm aceste lucruri. Domnul primar, eu v-am înțeles pe dumneavoastră. Dumneavoastră ar trebui să ne înțelegeți și pe noi, plângem din noastră. Dar de-aia m-am chemat. Puțin, nu, mai puțin. Pentru că noi o să ne confruntăm cu... Ne dă și în cap. Una, când e în jurul asta, e clar. Noi suntem de vină. Că noi am dus la timp, la impactul cu prețul care este. Nu am făcut gestul ăsta. Eu, din punctul meu de vedere, din luna ianuarie, tot anunț, există această posibilitate. Am anunțat, am spus care sunt cauzele, am spus nu, ci de primăria municipiului Roman. Domnul primar, v-am și dat ca să înțelegeți. Noi am înțeles. Și acei reprezentanți care au fost poate și în Consiliul Local, putea să pui și problema asta Consiliul Local către dânsii? Să aibă un impact către populații. Și noi mergem acolo sau mergem la dumneavoastră? La fel la Consiliul Județean, iar aceea dată e impusă de guvern. Ce să spună Consiliul Județean? Deci eu acum iau apărarea și Consiliul Județean. Mai rău ca înainte, vine și totul plăiești în față, toate știu. Dar 80 de lei, ce Consiliul Județean ce zic? Păi, trebuie să o plătești. Rosalul, cu ce participă la acești 80 de lei? De ce? Păi el încasează mă bani. Păi da, dar el e urmărul care depune la CIO, trebuie să-i plătească. Eu, pe cuvântul meu, aș fi de acord cu sintetizarea acestui, ce ar face Rosalu, ce ar face APASEL, cum ar încasa banii ăștia. Nouă nu ne dă măcar o agendă să vină, să spui mulțumesc. Nici APA, nici Rosalu. Noi ne confruntăm pentru banii ăștia cu oamenii, iar ei bine mersi primesc. Și dacă nu dă la timp, îi și penalizează. Dar noi o tragem. Ca idee și ca principiu, lucrurile se clarifică și se rezolvă în momentul în care va fi scoasă la licitație zona 2, zona 1. Și atunci, sigur că operatorul care vine să facă licitația, va face licitația la un preț care va lua în calcul faptul că va
recupera o parte din aceste materiale care astăzi, din păcate, nu se pot recupera, că nu avem funcțională stația de transfer de la Comisia. Și noi ce preț punem? În momentul de față... Noi trebuie să facem liste de plată. Ce punem? Acum trebuie să punem starii costă aprobați. Bă, nu, vedeți? Dacă nu e legal. Nu mai faci un contract cu Rosala, pentru aparatul Rosala. Eu nu sunt nici apărătorul Rosalului. Nu mai credeți, nu mai credeți. Cine vine și plătică de șur? Vine acolo, Thank you.
Regional.
și o să mai purtăm încă o dată pentru discuția asta, o avem toți primarii, fiți atenți la Orșova ce s-a întâmplat. La Orșova, din două luni cu gunoiul neridicat de acolo, din oraș. Pentru că nu vreau să majoreze cu taxa asta de 80 de lei și operatorul zice, mersi, nu o majorez? Nu. Păi eu n-am eu să o plătesc. Că dacă vă uitați, tariful de colectare la noi e 43 de lei pe metru cub. Iar taxa de 80 de lei e mai mare decât tariful de colectare. Și care e o taxă care trebuie să meargă la guvern. Și ăla zice, dar de unde îți plătesc eu? Ce e atât de mare? Cum ai fost ordonat atunci? Dar nu mă întrebați pe mine, de la anul se face și mai mare, 120 de lei. Iar peste 2 ani, 180 de lei. Păi, eu știu, măcar pe asta, noi asta le-am zis. Bă, fraților, dacă tot încasați niște bani, dă-i mă înapoi în comunitate sub forma unor, nu știu, fă ceva. Vorba dumneavoastră, pune pădurile înapoi, care le-a să ia. Păi, da, uitați, scrie destul de clar în aici, în proiect. Prin adresa numărul așa, CSRO Sal Roman, operatorul serviciului public de salubritate a solicitat aprobarea unui tarif pentru activitatea de colectare, transport și mai departe. Deci ei o solicitat și noi am aprobat. Citiți mai departe. Ce să citiți? Da, citiți. Fiindcă așa, duse și înțeală din municipiul Roma, la tipul să convergiră, da? Față de situația existentă, se impune modificarea actuală de tarife cu cheltuielile suplimentare legate de... S-a spus, și să ai de bani transportul, altceva ce mai este. Și depozitarea, citiți mai departe. Dar nu, stai să leagă. Păi la citiți. De ce? Deci în momentul în care, deci el mi-a pus mie acolo un tarif. Deci n-ați înțeles. Citiți mai departe. Păi la citiți. Și-a pus ăsta, Rosanu, tariful, l-a acceptat toată lumea. Nu, haideți să vă citesc eu mai departe. Da? Deci... Transportul și depozitarea la giro, da? Transportul, v-am pus eu pe hârtiuță, că înseamnă 13,5 lei pe metru cub. Ăsta incide în calculul la dumneavoastră cu 60 de bani față de prețul lui. Transportul. Mai departe, da. Bun, mai departe, citeți, depozitarea, ce înseamnă? Asta vine așa în sumă de față de situația existentă, se impune modificarea actualelor tarife cu cheltuielile suplimentare legate de transportul și de depozitarea la giro. Tariful de depunere la giro a fost stabilit de 129. Cine l-a stabilit? Cine l-a stabilit? Suma se include în taxa de... Nu, dar citiți, nu să ne zvândă. Tariful a fost, vă citesc eu, tariful de depunere la giro a fost stabilit de către Consiliul Județean Neamț prin hotărârea Consiliului Județean numărul 46 din 28 februarie 2017 în sumă de 129,75 pe tonă, echivalentul a 51,9 lei pe metru cub fără TVA, sumă ce include și 80 de lei pe tonă instituită la nivel național. Tariful Consiliul Județean sau Rosal? Consiliul Județean, citiți, tocmai ați citit dumneavoastră. Da, 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 citit acum. Păi da, Consiliul Județean. Rosal a gândit o modificare. În urma modificării Consiliului Județean. Consiliul Județean a aprobat. În urma modificării Consiliului Județean. Păi ați citit dumneavoastră. Am citit-o, destul de clar. Păi, pune clar, păi asta spun și eu. Domnul primar, domnul primar. Păi da, 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 dacă ați stabilit la nivel național. Domnul primar, bună-ți-o. La București, da. Operatorul din gunoi e prigoană, e milionar. La noi cine va fi oare milionar? Păi la noi cine se stabilește în urma licitației? Cum de ăștia cu gunoi mereu sunt bucățoși? Da. Eu zic așa, haideți fraților să facem în felul următor. Joia viitoare, la ora 12, nu mai facem încă o dată convocare, da? Știm cu toții. Joia viitoare, la ora 12, vine un reprezentant de la Rosal, plus un reprezentant de la Consiliul Județean. E bine așa? Bun. Și așa facem atunci joia viitoare și mai clarificăm atunci și ce alte probleme mai apar. E bun, da? Bine. E regulă.